În această dimineață continuăm studiul nostru pe 2 Petru și așa cum am obișnuit să facem, cred că este un exercițiu benefic pentru noi, vă invit să lucrați cu mine la a descoperi și de fapt la a ne reaminti, a ne aduce din nou aminte care este structura cărții Petru. Da? Cartea 2 Petru are 3 capitole. Primul capitol vorbește despre cine? Despre cine vorbește primul capitol? Despre credincioși vorbește, da? Cei care au căpătat o credință de același preț cu a noastră. Petru era reformat, credea și el că acest dar minunat, credința, vine de la Dumnezeu, nu-i produs omenesc. Al doilea capitol vorbește despre falși învățători, da? Falși învățători. Și este, dacă nu mă înșel, cel mai lung capitol, chiar și numărând cuvintele, cel mai lung capitol din cartea 2 Petru. Este important de observat că dă atât de mult spațiu Petru falșilor învățători, că unii se întreabă de ce suntem așa de preocupați de falși învățători. Exact pentru motiv pentru care un păstor la oi, un cioban, e preocupat de animalele sălbatice. Cum ar fi dacă i-a spune cineva? Lasă, domnule, ce tot atâta lucrezi la țarcul ăla? Ce tot atâta bați lemne acolo? Lasă, domnule, oile libere. Ce le iei libertatea, le îngrădești? Lasă să se ducă, să cutreiere și ele lumea, să mai mănânce într-o parte, în alta, să mai întâlnească cu alte animale sălbatice, poate vor să aibă părtășie. Nu, niciun cioban nu gândește așa. Bun. Capitolul 3 despre ce vorbește? Despre bajocoritorii venirii zilei Domnului. Și este extraordinar de observat cum Petru, parcă cartea Petru, cu cât o studiez mai mult, îmi dau seama că este o carte apologetică. Petru face o apărare pentru credința creștină și se ocupă chiar și de ceea ce spun cei din exterior despre credința creștină. El zice, atei ăștia, bajocoritorii ăștia, nimeni nu-i interesează de ei, lasă, rămâne în prostia lor, predestinați la iad, nu? Petru nu zice așa. Petru dă un spațiu larg și explică problema aceasta pe care ei o ridicau, cum că ziua Domnului ar fi în întârziere și de fapt asta e o demonstrație a faptului că nu există niciun fel de zi a Domnului. Însă în această dimineață am ajuns cu studiul nostru la versetul 12 și ne vom uita la versetul 12 în primul rând până la versetul 15 și vom studia, ne vom uita la care sunt preocupările unui slujitor față de adunare, față de credincioși. Într-un fel, asta este o predică pentru mine, pentru fratele Avram, pentru fratele Mihai. Este o predică pentru slujitori, dar în același timp, toți care suntem aici, văzând care sunt preocupările slujitorului pentru adunare, înțelegem de la Duhul lui Dumnezeu care sunt responsabilitățile noastre ca și credincioși, da? Că responsabilitățile pe care le are sau preocupările pe care le are slujitorul pentru adunare arată și care este dorința lui Dumnezeu pentru adunare. Da? Dacă Dumnezeu te-ar lua pe tine, Radu, pe tine, frate Ciprian, și te-ar spune, uite ce aștept eu de la Andrei ca să facă față de tine. Automat înțelegi nu doar care sunt responsabilitățile mele, ci și ceea ce Dumnezeu așteaptă să se întâmple în viața ta. De aceea pasajul este foarte important, foarte important, foarte important pentru fiecare dintre noi. În primul rând vom sublinia din versetul 12 pregătirea slujitorului. Pregătirea slujitorului. Auziți ce spune el? De aceea, voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. Uitați-vă la termenul acesta. De aceea voi fi gata sau voi fi pregătit. Voi fi pregătit. Va fi pregătit la ce? La ce spune Petru că va fi pregătit? Voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea. Care lucrurile acestea? Care lucrurile acestea? Care lucruri credeți? Despre ce lucruri vorbește? Care le-au spus mai înainte, nu? Limba română e destul de clară. Voi fi gata, el spune ceva și spune voi fi gata să vă aduc aminte de lucrurile acestea. Care? Nu alea din Ioan. Ce alea pe care le-a menționat el mai sus. Ce a menționat el mai sus? A menționat mai sus în versetul 1. Că noi sunt identitatea noastră, suntem oameni care avem aceeași credință, da? O credință de obște. A spus în versetul 2 că dorește pentru noi ca harul și pacea să ne fie mulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. A spus în versetul 3 și 4 că Dumnezeu ne-a dat tot ce privește viața și evlavia. Și a spus de la versetul 5
până la versetul 9, că este important să trăim într-o viață evlavioasă, într-o viață evlavioasă. Iar apoi la versetul 10 și versetul 11, că este important să ne întărim chemarea și alegerea noastră. Și ce voi fi totdeauna gata să vă repet lucrurile astea. El spune, asta este slujba mea principală. Care este preocuparea principală a unui slujitor? Preocuparea principală a unui slujitor este preocuparea principală a apostolului Petru, adică aceea de a aduce înaintea adunării, de a aduce aminte adunării adevărul lui Dumnezeu, de a-l predica, de a-l expune, de a-l explica, de a-l repeta, de a-l readuce aminte și tot așa. Asta este misiunea principală a unui slujitor, aceea de a le da adevărul lui Dumnezeu. Slujitorul trebuie să fie pregătit pentru asta. Auziți ce spune? Voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte. Știți că există acest mit. Acest mit. Oameni care cred că dacă studiază mai puțin, sunt mai evlavioși. Că dacă citesc mai puțin, sunt mai evlavioși, sunt mai sfinți, sunt mai grozavi. Eu, înainte ochilor mei, am văzut într-o adunare baptistă. Om care s-a ridicat la amvon și a spus, n-am pregătit nimica pentru astăzi. În paranteză, domnul se mustre. Și-a deschis Biblia. Bang. Psalmul, s-a uitat în psalm, ăsta chiar, nu cred că l-am citit niciodată. Nu, mă gândesc că o fi zis în mintea lui. Odată, domnul mi-a zis să citesc de aici, au zis. S-a uitat peste psalm, nu, de fapt nu mi-a zis de acolo. Nu, ăla e psalm pe care nu știu. Așa, a citit un psalm și a început să bereze psalmul respectiv. Bineînțeles, erau câțiva frați acolo care li s-au părut foarte interesant scena. Uite, domnule, nu vine ăștia cu schițe. E, cu schițe, citezi pe foi. Unde-i Domnul să mai cu foile astea? Aruncați foile astea, dați de foc. Da? Cumva eu când m-am ridicat aici la amvon, am întrerupătorul care pornește conexiunea cu Duhul Sfânt. Da? Păc, am dat și îmi dă Duhul Sfânt direct. O pierdut vremea apostolul Pavel, Iacov, Iuda, Ioan, toți scriitorii Sfintelor Scripturi, scriind atâta mare de Biblie. O pierdut vremea. Când noi putem să ne ridicăm aici la amvon și pur și simplu să vorbim cu ungere, cu foc, cu putere. Aleluia! Și tot așa. Și de așa până la final. Se întâmplă lucrul ăsta, frați și surori, în atâtea adunări. Și nu te miri că starea adunărilor este cea pe care o vedem asta. N-ai cum să te miri de lucrul ăsta. Mă întrebați, este un fel de... Știți care este? Este un efect de pendul. Este, uite, bisericile baptiste zice, nu este viață, bisericile baptiste sunt moarte, bisericile creștine după Evanghelie. Așa că ne ducem în altă parte și facem o leacă de freamă, facem o leacă de agitație. Oh, și zicem, acolo e viață. Eu nu zic că nu e viață. Este un fel de viață. Întrebarea este, este focul Duhului Sfânt? Este viața care vine de la Duhul Sfânt? Este dumnezeiasca lui putere care lucrează acolo? Să știți, moartea spirituală poate să fie și în gălăgie și în liniște ca de mormânt. Viața, lucrarea Duhului Sfânt, focul Duhului Sfânt nu stă în asta. Și uitați-vă la Petru. Petru spune că este pregătit. Și știți ce este interesant? Autorii Sfintelor Scripturi citează din Vechiul Testament foarte des. Vă întreb, cum credeți că citau din Vechiul Testament? Citau din Vechiul Testament pentru că au învățat Vechiul Testament? Sau citau din Vechiul Testament fiindcă Duhul Sfânt le dădea direct? Au învățat din Vechiul Testament. Oamenii se pregăteau. Își studiau Sfânta Scriptură, își pregăteau argumente. Când se duceau în sinagogă, aveau acolo plin de argumente și le aduceau oamenilor argumente să dovedească una sau alta. Petru spune, voi fi totdeauna pregătit. Mă voi pregăti pentru lucrul acesta. Mă voi pregăti pentru lucrul acesta. Apoi, Petru ne arată că asta e slujba lui permanent în adunare. Da? Zice, voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte. Adică el consideră lucrurile astea atât de importante că le-ar repeta în continuu. De asta nu a scris 100 de capitole, că dacă ar fi scris 100 de capitole, ar fi repetat lucrurile astea în fel și chip. Mie mi se pare, vă spun, mi se pare atât de straniu show-ul ăsta, straniu show-ul ăsta care se face astăzi, când oamenii aud, vine nu știu cine în respectiva adunare și toată lumea se duce buluc acolo, care ceva, nu știu ce de spus. Sau vine cineva care a avut nu știu ce experiență. Nu că oamenii nu au experiențe cu Dumnezeu. Nu mă înțelegeți greșit. Toți avem experiențe cu Dumnezeu. Să dea Dumnezeu să avem mai experiențe autentice cu El și cât mai multe și cât mai dese și cât mai grozave. N-am nimic împotriva la asta. Dar, bine, trebuie să definim foarte clar la ce experiențe ne referim. Da? Să nu ducem oamenii în eroare. Dar ce mă oripilează la propriu pe mine este următorul lucru.
Mi-am imaginat o scenă pe care a repetat-o de vreo câteva ori și vă spun și dumneavoastră. Dacă Apostolul Pavel ar fi înviat și ar afla toată lumea, tot creștinul, că Apostolul Pavel a înviat și ar veni Apostolul Pavel în dimineața asta aici, câți credeți că erau aici? Dacă ar fi știut oamenii. Vă spun, erau ortodoxi, catolici, toate națiile și toate felurile de creștini. Toți erau buluc aici. Știți ce cred eu că le-ar fi spus Apostolul Pavel? Dacă ar fi venit aici, ar fi spus un singur lucru, un minut ar fi vorbit. Vă fie rușine, duceți-vă acasă și apucați-vă de citit ceea ce am scris deja. Dumnezeu nu are nimic ca nou să vă dea. La ce ați venit aici? Ați venit să vedeți show? Ați venit să vedeți învieri de morți? Dacă nu vă pocăiți citind Scriptura, dacă nu vă întoarceți la Dumnezeu cu Scriptura în mână, asta nu vă ajută la nimica. Ăsta este adevărul. Tot ceea ce Dumnezeu a hotărât, a predestinat să ne dea, să ne dea nouă cu privire la voia Lui, a fost deja revelat. Noi nu credem că ne lipsește ceva din Sfânta Scriptură. Noi credem că canonul este complet, voia lui Dumnezeu este revelată desăvârșit total în locul acesta. Nu avem decât să ne aducem aminte lucrurile care sunt scrise aici, să fim totdeauna pregătiți să spunem lucrurile pe care le-am spus deja. Noi venim cu revelații noi, ele sunt scrise deja aici, n-ar aduce nimic nou. Nici Apostolul Pavel, nici Apostolul Petru. Ne-ar spune exact aceleași lucruri. Și asta ne spune Petru aici. Socotesc, auzi, socotesc, măcar, zice, de aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte. Totdeauna aminte. După aia spune versetul 13, socotesc că este drept să vă țin treji aducându-vă aminte. Nu să aduci aminte decât de lucrurile de care le știi, nu? Nu poți să aduci aminte de lucrurile pe care nu le știi. Așadar, ne se arată foarte clar în locul acesta slujba permanentă. Permanentă a slujitorului este să aducă adevărul lui Dumnezeu. Să aducă adevărul lui Dumnezeu. Deci se mai arată aici foarte clar că Petru consideră importante lucrurile pe care le spun, pentru că el spune vreau să vă aduc aminte lucrurile acestea, da? Mântuirea noastră, sfințirea noastră, alegerea noastră, chemarea noastră, lucrarea dumnezeiască a lui Dumnezeu prin puterea lui făcută în noi, cunoașterea Domnului Iisus Hristos, lucruri pe care le citim în Sfânta Scriptură, lucruri pe care le cunoaștem, avem nevoie să le știm. Uitați-vă care este rezultatul lucrării slujitorului. Zice, voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți. Deci responsabilitatea lui era să le dea, responsabilitatea lor era să le știe. Și o întrebare pentru noi ar fi dacă le știm. Apropiu, dacă cineva ți-ar începe să-ți citeze din versetul 3, dumnezeiască lui puterea, ai putea să-i spui în continuare despre ce-i vorba? Eu cred că da, nu? Ar înseamnă că am trecut ca, cum să spune, ca gâsca prin apă. În 2 Petru. Ar trebui să ne dăm seama despre ce e vorba, să ne aducem aminte. Petru spune, voi știți lucrurile acestea, da? Le cunosc, ăsta e rezultatul lucrării lui. Le cunoșteau, asta așteaptă slujitorul, asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Să le cunoașteți și mai mult decât atâta și sunteți tari. Tari înseamnă că nu te miști de pe poziția pe care ești. Ai primit lucrurile astea, le cunoști și ești consecvent în ele. Sunteți tari în ce? În adevărul pe care îl aveți. Noi suntem de două ori tari pentru că avem și adevărul scris. Avem adevărul lui Dumnezeu scris în locul acesta. Vedeți, slujitorul nu promovează invenții noi. El zice, voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. Frații care citeau epistola asta puteau să verifice dacă ceea ce Petru le spunea este adevărat sau nu. Ei își aduceau aminte. Mă, ce spune Petru aici e ceva cu totul nou. Noi am auzit în viața noastră așa ceva. N-am citit în Vechiul Testament așa. Deci ce ne spune Petru aici e cu totul ieșit din comun. Deci nu are legătură cu ce ne-a spus înainte. Parcă nu se leagă de ce a spus înainte. Petru, de unde sunt lucrurile astea noi? El zice, vă aduc aminte, sunt lucruri vechi. Nu vin cu inovații, nu vin cu invenții. Vă spun aceleași lucruri pe care le-am mai spus deja. Auziți, le știți? Sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. Ăsta este modul în care adunarea a reacționat la slujirea lui Petru. Da? Deci, asta e pregătirea slujitorului. Uitați-vă care este convingerea slujitorului. Versetul 13. Convingerea spune socotesc. Adică convingerea mea este că, care e convingerea lui? Socotesc că este drept. Cât voi mai fi în cortul acesta să vă țin treji aducându-vă aminte. Să știți că un slujitor e bine să trăiască cu gândul la moarte, în special un slujitor. Noi toți e bine să trăim cu gândul la moarte, că moartea poate să vină oricum, oricând. Și bine să fim pregătiți, nu?
Suntem pregătiți din orice punct de vedere. Un slujitor e bine să trăiască cu gândul la moarte, că dacă trăiește cu gândul la moarte, va face numai lucrurile care trebuie să le facă și va spune numai lucrurile pe care trebuie să le spună. E bine să te gândești la moarte. Fratele Mihai, o să ne spun el că e bine să te gândești la moarte, să ne explice cum funcționează treaba asta. E bine să te gândești. Nu-ți mai arde de prostii, nu-ți mai arde de glumițe, nu-ți mai arde de show, nu-ți mai arde să faci tot felul de lucruri care n-au niciun fel de importanță în ziua judecății și a venirii Domnului Iisus. Nicio importanță. Petru trăiește cu gândul acesta, spune așa, socotesc că este drept cât voi mai fi în cortul acesta să vă țin treji, căci știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Dar vă întreb pe dumneavoastră, cum va veni dezbrăcarea de cortul nostru, adică de trupul acesta, folosește această metaforă a cortului, ca și cum trupul acesta fi un cort în care să lășluiește cineva. Și să lăsluiește sufletul nostru, Duhul nostru cu prezența lui Dumnezeu în trupul acesta. Că trupurile noastre sunt templele Duhului Sfânt. Vă întreb pe dumneavoastră, cum va veni dezbrăcarea de cortul dumneavoastră și al meu? Cum va veni? Tot deodată. Câți dintre noi sau cine dintre noi poate preconiza și poate prevesti? Nu avem viață multă. Nu vezi. Deci la un consult banal la doctor și spune că ai cancer. Și eu credeam că ești sănătos, tu mă simt bine, ești extraordinar, n-am niciun fel de problemă. Cine poate preconiza lucrurile astea? Nimeni! Și tocmai spune pentru că știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, pentru că mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos și noi în dimineața asta ne dăm seama că lucrul ăsta e valabil cu privire la noi, de aceea îmi voi da silința, socotesc, că este drept că voi mai fi în cortul acesta să vă țin treji aducându-vă aminte. Care e scopul lui Petru? Care e scopul lui Petru pentru noi? Având perspectiva aceasta a veșniciei, având perspectiva aceasta a eternității, având perspectiva asta a trecerii dincolo în veșnicie, filtrăm toate lucrurile pe care le facem și le spunem și scoatem doar lucrurile prețioase și doar alea le facem și le spunem. Doar alea le facem și le spunem. Dar care e scopul? Care perspectiva lui asta este? O perspectivă cu privire la veșnicie, la dezbrăcarea de cortul acesta. Dar care e planul lui? Care e planul lui? Auziți, planul este să ne țină treji. Să ne țină treji. Din nefericire, cred că aici vedem poate pericul cel mai mare care este deja vizibil în cele mai multe adunări. Adormirea spirituală. Cum vine adormirea spirituală? Cum credeți că vine adormirea spirituală? Eu am întâlnit slujitorii al lui Dumnezeu, oameni autentici, oameni cu experiență, oameni care au iubit pe Dumnezeu, oameni care au fost oameni ai rugăciunii toată viața lor, oameni ai cuvântului, oameni care au fost bărbați, soți, tați adevărați în casele lor și care se uită așa cu jind la anumite zone din piața evanghelică și zic, Domnule, la noi e apatie, la noi e delăsare și așa îi. Și așa îi. Dar se uită în alte zone și zice, Domnule, acolo e viață, acolo se mișcă lucruri, acolo e trezire. Acolo e trezire. Cum ne dăm seama că niște frați sau o biserică este trează? Cum? Dacă e muzică ritmată, noi cântăm așa puțin mai ca la creștini după Evanghelie. Mie îmi place, să vă spun sincer. Deci eu vin dintr-o zonă, adică am consumat un soi de muzică care m-a tulburat foarte mult viața, mie îmi prinde foarte bine. Sănătate curată pentru mine asta, vă spun sincer. Deci nu ador, apropo. Dar cum îți dai seama că o biserică e trează? Care e muzică ritmată? Care e muzică contemporană, relevantă pentru generația asta. Că ăștia tineri ăștia nu mai cântă cântări din astea scrise din Nicolae Moldoveanu care au fost scrise în închisori. Că ei nu suferă, domnule. Ei nu suferă. Suferința lor că i-au ieșit niște coșuri, suferința lor că se uită cineva la el că nu a avut pantaloni destul de strâmți ca să fie în rit cu moda. Astea sunt suferințele lor. Sărmanii, vă dați seama câtă suferință pe capul lor. Astea sunt suferințele lor. Eu zice, noi nu mai ce cântăm noi cântările astea? Cine interesează pe noi cântările astea? Și îi streziți. Nu mai după cum e generația asta veche, cântările astea vechi, cu legalismele lor și cu toate alea lor, zic ei. Cum știi că o biserică îi trează? Că urlă predicatorul la învon? Și eu pot să urlu, credeți-mă. Și rău. Cum știi că e trezire? Că ne rugăm toți și tremură sala asta? Am putea să facem asta. Dacă am fi sincer, ar fi bine. Cum știm că e trezire? Cum crezi dumneavoastră
Că știm că e trezire. Degeaba vă întreb. Trebuie să uităm în text, nu? A, uitați cum spune, cum spune Petru că se face trezirea. Socotesc că este drept cât voi mai fi în cortul acesta să vă țin treji. Cum? Cum ne ține treji? Schimbați muzica! Schimbați muzica! Ocupați-vă de tineri, ieșiți cu tineri, duceți-vă, faceți ceva, faceți spectacol, faceți show. Viață, domnule, să fie o leacă de mișcare aici. Așa vrea să ne trezească Petru. Mișcare din asta poate să facă lumea. Ieșirea din această apatie poate să o facă lumea. Noi n-avem nevoie de o astfel de trezire. Cum ne trezește Petru? Să vă țin treji aducându-vă aminte. Ce să ne aduc aminte? Adevărul lui Dumnezeu, că despre ele vorbește aici, versetul 12. Să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. Cum ne ține treji? Prin aducerea aminte a adevărului. Adevărul ne trezește. Adevărul ne trezește. Nu muzica ne trezește. Nu sentimentalismul ne trezește. Nu activismul ne trezește. O biserică poate să fremete, să fie într-un freamăt continuu, plină de activități, implicată în societate și să fie cât se poate de moartă. Cât se poate de moartă. Și aceasta este acuzația mea principală pentru bisericile contemporane. Este un accent foarte mic pus pe cuvânt, pe adevărul lui Dumnezeu. Și atunci când este predicat adevărul lui Dumnezeu, este predicat într-un ton de glumă, într-o atmosferă de show, toată lumea e distrată, predicuțe micuțe, că ei nu pot să ducă atâta. Ei nu pot. Păi dacă nu le dai, că nu se obișnuiască. Îi formezi din tinerețe prost, cu 20 de minute, cu 15 minute. Și alea jumătate din ele glumițe, experiențe, povești nemuritoare, distracție, o faci pe clownul în fața lor, plimbându-te pe acolo și umblând pe acolo. Și așa nu ies cu oameni. Aia nu-i trezire. Aia nu-i miracol, alea nu-s minuni, acolo nu-i lucrarea lui Dumnezeu, nu? Nici vorbe de așa ceva. Petru spune că ne ține treji, erau treji și ține treji prin adevărul lui Dumnezeu. Trezirea spirituală este necesară. Este necesară. Este o cădere așa de abruptă în ce privește trăirea creștină astăzi, este o cădere așa de abruptă din toate punctele de vedere în viața bisericii. Este necesară o trezire spirituală pentru biserică. Sunt ferm convins de lucrul acesta. Dar norma lui Dumnezeu pentru biserică nu este să existe o trezire spirituală de 5-6 ani, un an, 2 sau cât or fi și după aceea să tot ne ducem în jos. Și după aceea iară după 100 de ani să fie o trezire spirituală. Nu asta e norma. Norma este ca noi să ne folosim de adevărul lui Dumnezeu și să ne ținem treji. Să nu adormim. Să ne ținem treji. Asta arată Petru că este convingerea lui. Convingerea lui este că e drept, e normal să ne țină treji prin adevărul lui Dumnezeu, având în vedere perspectiva eternității, perspectiva plecării dincolo în veșnicie. Uitați-vă care este strădania lui Petru. Am văzut pregătirea lui, convingerea lui și strădania lui. Auziți, îmi voi da? Pentru ce se ostenește Petru? Și pentru ce să ostenesc alți slujitorii? Câte acte? V-aș putea să vedeți, când m-a chemat fratele Mihai aici să vin să vă slujesc, trebuie să recunosc. Am respins chemarea irezistibilă de multe ori, dar până la urmă știți cum e. Tot dacă e irezistibilă, nu, prin definiție îi dai curs. Am respins-o de multe ori, dar un motiv, că tot veni, pasajul ne dă ocazia asta, dacă tot veni vorba, un motiv pentru care am spus era tradiția asta pe care am moștenit-o eu din ceea ce se face în general în cultele evanghelice cu privire la slujba păstorului. Fișa de post a păstorului este foarte stufoasă. Am spus dumneavoastră, așa mi imaginez, păstorul este privit nu în Biblie, da? Să fie clar, nu în Biblie și în bisericile reformate. Nu. Dar în general, păstorul este văzut ca un fel de... E un monstru maritim. Un monstru marin. Scuzați-mă. Un monstru. Un monstru care are tentaculele înfipte peste tot. Da? Toată lumea, pentru orice, se duce la el. Ce să facem cu firul ăla de acolo? Păstorul știe. Ce să facem cu becurile care s-au ars? Păstorul știe. Noi avem baterii la aparatele astea. Trebuie să întrebăm păstorul. O crăpată, o gresie undeva, nu a fost pusă bine. Trebuie să întrebăm păstorul. Vrem să punem o bară la intrarea în biserică, pe scări. Întrebăm păstor. Trebuie să facem ciment. Cât de tare trebuie făcut? Trebuie să întrebăm păstor.
Și el își bagă capul și nasul oriunde, că se pricepe sau nu. Că se pricepe sau nu. Și fișa lui este foarte, foarte, foarte stufoasă. Și după aceea, fratele păstor se ridică duminică dimineața la amvon. Și așteaptă-te, acum așteaptă-te să dea cuvântul lui Dumnezeu și adevărul lui Dumnezeu și să fie bogăție. Acum, eu nu vreau să spun că un om care slujește sau un om care își are treaba lui și munca lui în timpul săptămânii nu poate slujească din cuvântul lui Dumnezeu și că n-ar fi capabil să facă o lucrare extraordinară pentru Dumnezeu. Nu asta vreau să spun, ci vreau să spun că direcția acestui slujitor în ce privește activitatea bisericii trebuie să fie unilaterală. Uitați ce spune Scriptura aici. Îmi voi da osteneala, mă străduiesc, da? El să consumă pentru lucrul ăsta, nu spune că vine tot așa. Dacă venea totul așa, vedeți, și Petru vorbea inspirat. Da? Să n-avem niciun fel de dubiu că Petru avea o relație specială cu Dumnezeu. Dumnezeu a dat o misiune specială să fie apostolul circumciziei sau a evreilor. El a scris cărți în Sfânta Scriptură, da? Prin inspirația Duhului Sfânt. Fără doar și poate a avut o relație specială cu Dumnezeu, primind revelație direct de la Dumnezeu. Dar până și el spune că își dă osteniala. Își dă osteniala în lucrarea asta. Nu spune că vine așa de la sine. Stai așa, te uiți puțin pe text, scoți câteva cuvințele și gata, te-ai dus la frază, le dai mâncare. Nu. Zice, voi da osteneala, dar ca și după moartea mea să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. De 3 ori Petru folosește în textul acesta expresia să vă aduceți aminte, să vă aduc aminte, să vă aduceți aminte. Adică le știți deja, dar este necesar să vă aduceți aminte. Noi avem, prin căderea în păcat, acest mare lips, această slăbiciune de a uita. De a uita. Este unul descris aici în Scriptură care a venit și a renunțat la vicele lui, cum zicem noi, s-a lăsat de alcool, de țigări, dar zice, n-avea aceste lucruri, era neroditor, era neleneș. Și zice, a uitat curățirea de vechile lui vicii, n-a mers mai departe, n-a dovedit în viața lui roada Duhului Sfânt. Nu, a uitat. Și noi avem obiceiul acesta prost, venit din căderea în păcat, de a uita. Și Petru spune, trebuie să vă aduceți aminte, să vă aduceți aminte, să vă aduceți aminte. Asta e trezirea. Eu știu că nu ne-ar conveni la mulți trezire. Și mă amuză afișele astea, întâlnire de trezire spirituală. N-au ăștia, e extraordinar, domnule. Ăștia provoacă treziri spirituale fără niciun fel de problemă. Eu cred că Dumnezeu ar face un fel de trezire dacă s-ar predica Evanghelia curată. Ar fi o ținere în trezire. O ținere în trezire, o trezire pe care o vrea și o dă Dumnezeu. O trezire care nu e cu atât de mult show și cu petarde și cu sclipici. Da? Îmi voi da osteneala, dar ca și după moartea mea să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. Cum ar fi? Cum ar fi ca fiecare dintre noi să slujim în asemenea fel încât să ne gândim, domnule, aș vrea să fac lucrarea într-un asemenea mod încât și după ce plec eu să știe frații un singur lucru despre mine. Ce să știe? Domnule, omul ăsta ne-a învățat din cuvântul lui Dumnezeu. Uite, mi-aduc aminte că a spus asta, că a spus asta, că a spus asta, că a spus asta. Asta ar trebui să fie singura bucurie a slujitorului și ar trebui să fie singura dorință a unui slujitor. Să-și aducă că omul, aminte că omul acela a adus adevărul lui Dumnezeu. Asta a fost dorința lui Petru. Dorința lui Petru nu a fost alta. Vedeți? Scopul care este? Scopul meu ca slujitor, scopul nostru ca slujitor este ca dumneavoastră să știți lucrurile acestea, să vi le aduceți aminte și dacă noi plecăm de aici. Și dacă noi plecăm. Noi ne aducem aminte ce a spus. El a plecat, vine altul, dar ne aducem aminte ce a spus el, da? Ăsta este scopul. Petru spune, dacă o să mor, că știu că moartea mea o să vină deodată, eu vreau ca voi să vă aduceți aminte. Adică lucrarea lui să fie cu efect pe lungă durată. Pe lungă durată, da? Și el se ostenește pentru lucrul acesta. Se ostenește pentru lucrul acesta. Și aș încheia porțiunea aceasta cu câteva teste pe care ar trebui să și le pună un slujitor. Primul, ce și cum aș predica astăzi dacă aș muri? Ce și cum aș predica astăzi dacă aș muri? Eu știu ce vă spun, aș predica același text. Ce ai vrea tu să asculți astăzi dacă ai ști că astăzi ar fi ultima zi în care trăi? Ce ai vrea să asculți? Ce ai asculta? La propriu, ce ai asculta? Ce te-ai pune să asculți azi? Dacă ar fi să alegi să asculți o predică, ce ai asculta azi? Dacă ai ști că e ultima zi în care ai trăit pe pământul acesta? Te-ai pune să asculți muzică contemporană?
să te distrezi, dacă să te bine dispui înainte de moarte? Eu nu cred. Eu nu cred. Al doilea test. Ce ai vrea să-și amintească frații din ce ai spus? Că Petru asta spune, vreau să vă aduceți aminte, vreau să vă aduceți aminte, vreau să vă aduceți aminte. Ce? E, aia trebuie să predic. Aia trebuie să predic. 3. Care ar fi subiectul despre care ai predica mereu? Că Petru spune aici așa. Voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea. Îți niște subiecte pe care el crede că trebuie să le repete totdeauna. Totdeauna. Repetă lucrurile acestea, le predică totdeauna. Care ar fi subiectul despre care ai predica mereu? Asta și trebuie să predic. 4. Ce ar trebui să știe frații cel mai bine? Auziți, le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. Tari în adevărul despre chemare și alegere, tari în adevărul despre trăirea în sfințenie, tari în adevărul despre faptul că am fost mântuiți prin credința pe care ne-a dat-o Dumnezeu, tari în adevărul că doar prin harul și pacea care ne este mulțită de la Dumnezeu putem trăi în sfințenie, tari în adevărul că dumnezeiasca lui putere ne-a dat tot ce privește viața și evlavia, tari în adevărul despre falși învățători, să știi cum să te păzești, tari în adevărul despre bajocoritori și despre venirea Domnului, tari în adevărurile acestea. Astea trebuie predicate continuu. Astea trebuie predicate continuu. 5. Ce subiecte ar ține trej spiritual pe frați? Adevărul ăsta i-ar ține trej. Vrem trezire, prin asta se generează și se realizează trezirea. Și, în final, pentru ce ți-ai dat toate străduințele? Pentru ce ți-ai dat toate străduințele? Pentru ce m-aș osteni, zice el aici? Îmi voi da ostenială. Îmi voi da ostenială. Pentru ce? Dumneavoastră, pentru ce v-ați osteni? Vezi, într-un anume sens, toate lucrurile acestea, în mod secundar, în mod delegat, vin și asupra noastră ca indivizi. Dacă sunt bărbat, am responsabilitate față de soția mea și față de copiii mei în casa mea. Să fac lucrurile astea cu ei. Prima noastră adunare este adunarea din casa noastră. Înțeleg că sunt familii și situații în care e greu să faci lucrul ăsta, că sunt necredincioși acolo, da? Și ei sunt sfințiți prin tine în sensul că au parte de lumina Evangheliei și de lumina adevărului Dumnezeu care se vede în trăirea ta, poate mai mult decât în vorbirea ta. Depinde cât ți se dă acces ca să vorbești, nu, și să predici acolo și să depui mărturie verbală. Dar toți avem o anumită responsabilitate. Zice, a, da, bine, bine a zis fratele Andrei despre el și despre ăștia care predică. Da, într-un mod secundar, asta toate ni se potrivesc nouă fiecăruia. Nu e responsabilitatea păstorului și a slujitorului să-mi aduce mie copiii, în primul rând. Când ei sunt în locul acesta, este responsabilitatea lui să le vorbească și lor. Da, din 7 zile, da, 2 venim la adunare foarte scurt timp în comparație cu timpul pe care îl avem acasă. Din 7 zile, cel mai mare timp, copiii mei sunt cu mine. Și eu sunt responsabil ei. Cel mai mult timp, soția mea este cu mine. Și eu sunt responsabil întâi de ea. Și este trist lucrul acesta. Este trist lucrul acesta. Puritarii puneau sub disciplină bărbații care nu își... îngrijeau soțiile spirituale și copiii. Puneau sub disciplină. Vreau, verificau, dădeau de socoteală, cercetau chestiunea asta. Ce-ar fi, în loc să întrebăm tot felul de întrebări stupide cu privire la viața spirituală a unor membri, să întrebăm întrebările astea simple. Când și cât te-ai rugat săptămâna asta? Când și cât ai citit săptămâna asta din Scriptură? Hai că poate aici ar mai scoate-o cumva. Că eu și când eram ateu citeam din Biblie. Aici mi-ai scoate-o cumva. Când și cât ți-ai condus, ți-ai călăuzit soția în cuvântul lui Dumnezeu? Cât? Când și cât ți-ai călăuzit și ți-ai adus soția și ai îngrijit-o spiritual în rugăciune? Când și cât ți-ai luat copiii și i-ai dus în fața cuvântului lui Dumnezeu în rugăciune și în închinare? Dintr-o adunare de 1000 de membri, oricare ar fi ea, care crezi că ar fi procentajul? Problema știți care este? Tonul se dă de aici, din față. Dacă eu, când ne-am strâns în mod special să ascultăm ce are de spus Dumnezeu, dacă eu jonglez cu cuvântul lui Dumnezeu, dacă eu mă focalizez mai mult asupra poveștilor, asupra experiențelor, asupra ideilor, asupra filozofiilor, asupra părerilor, ce ton o să dau eu în viața lor? Dar dacă eu îi încredințez pe frați, Domnule, ăsta e cel mai important lucru. Asta trebuie să fac eu, asta trebuie să faceți voi.
Și zi de zi, duminică după duminică, lună după lună, an după an, frații sunt încredințați de lucrul ăsta. Eu cred că lucrurile încep să se miște. Dar de aici pornește totul. Desigur, nimeni nu este scuzat de responsabilitate din sală pentru că păstorul n-a făcut asta cum trebuie. Nimeni nu-i scuzat. Pentru că are cuvântul lui Dumnezeu și cel puțin noi neoprotestanții propovăduim asta, sola Scriptura, și propovăduim că Dumnezeu, că toți credincioșii sunt într-un fel preoți și au ungerea Duhului Sfânt care ne învață toate lucrurile și toți înțelegem că trebuie să deschidem Sfânta Scriptură și să o studiem și să o dăm și altora. Dar lucrul acesta trebuie făcut cu atât mai mult în adunare. Dacă este o rugăciune cu care aș dori să încheiem în dimineața aceasta, la sfârșitul acestui mesaj, o rugăciune pentru noi, pentru adunările din țara asta, pentru credincioșii din țara asta, este să existe o întoarcere serioasă la adevărul lui Dumnezeu. La lege și la mărturie. Căci dacă nu vor face așa, dacă nu vor spune așa, nu vor veni zorile peste poporul acesta, zice Dumnezeu. La lege și la mărturie. La cuvântul lui Dumnezeu. Atunci vom vedea mișcare. Atunci vom vedea mișcare, vom vedea trezire, vom vedea înviorare. Și n-aș vrea să treacă cuvintele astea pe lângă urechile dumneavoastră. Vă spuneți, mă, bine ai spus. Bine ai spus despre alți slujitori, despre alte adunări. Că s-ar putea să trăim cu această minciună, cu această senzație, cu acest sentiment. Domnule, la noi se predică. Bă, măcar atâta lucru la noi se predică. Noi nu mai facem multe lucruri. Le-am scos așa pe ușa din față, chiar da, public. Nu mai facem aia, nu mai facem aia. Dar la noi măcar se predică. Și să ne bazăm, să ne lăsăm așa, cumva pe tânjeală, să intrăm într-o apatie și o delăsare, că la noi se predică. Și să nu mai studiem noi pentru noi. Să nu mai studiem noi cu soțiile noastre, cu copiii noștri. Să punem deoparte închinarea din familie, da? Să nu mai fim noi mici aia predicatori care trebuie să fim în casele noastre. Nu trebuie să fii, ascultați-mă, nu trebuie să fii cu IQ foarte ridicat ca să poți să strângi familia la rugăciune și la închinare. Nu trebuie. Vă spun că nu trebuie. Trebuie doar să-ți înțelegi responsabilitatea asta, să o privești cu seriozitate și să faci lucrul acesta înțelegând că Dumnezeu ți-a dat responsabilitatea asta. Treaba mea este ca să vă echipez. Asta este una dintre mentalitățile, una dintre perspectivele fundamental greșite în afară, în celelalte adunări. El trebuie să facă totul. El trebuie să se ocupe de aia, 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 de aia. Nu. Scopul slujitorului este să echipeze pe ei ca ei să fie în stare să facă lucrurile acelea singuri. Să facă lucrurile acelea singuri. Să se închine singuri, să citească singuri, să predice singuri altora, să mărturisească altora pe Domnul Iisus Hristos. Și fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi ca adunare, să rămânem centrați în adevărul lui Dumnezeu. Și fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi ca și familii, să ne luăm cu toții responsabilitatea aceasta de a ne închina împreună. Binecuvântată e soția aceea care atunci când își vede bărbatul că își dă responsabilitatea pe geam, se duce și îl tragă de mânică. Mie nevastă mi-a spus, vă spun deschis, ea nu-i mulțumită, să știți, chiar nu-i mulțumită că mă pregătesc să predic la adunare, nu-i mulțumită. Mă credeți că nu-i mulțumită? Că nu a ajutat cu nimica. Ea vine aici de multe ori și trebuie să aibă grijă de prunci, n-aude nimica din ce spun eu. Ea are nevoie că atunci când citește ea Biblia și are nevoie de lămuriri, de explicații, să fiu acolo lângă ea și s-a avut. Nu se spune, stai puțin, stai un minut. Minutul ăla s-ar putea să trezească următorul, prunc. Și s-a terminat cu minutul în care ea putea să înțeleagă ceva. Și mă uitați de mânică câteodată. O trecut cam mult timp, iar a lăsat-o moale. Cam mult timp de când nu m-a mai explicat, nu m-a mai dus în cuvânt, nu m-a mai dus în închinare, nu m-a mai dus în rugăciune. Ferice de femeia aia. Dumnezeu să o binecuvânteze. E o femeie care știe să-și zidească casa. E o femeie care vede de preotul că nu mai vine la închinare. Nu mai vine la slujbă. Să-și-l cheme. Mai eu nu pot să fac eu slujba. Vrei să fac eu slujba? Să mă pun eu preoteasă? Fă-ți treaba, fă-ți munca. Și îndemn surorile să facă lucrul ăsta. Bărbate, ți-a spus fratele Andrei, vrei să mergem la comitet? La o discuție? Eu cred că bărbații pocăiți din adunare o să înțeleagă clar lucrul ăsta, nu? Amin.